13 consilieri, sunt prezenți 10 consilieri, domnul Arvinti Bonlav, și-a dat acordul pentru fiecare proiect de hotărâre în parte și domnul Zalmă, care este motivat, la fel, și-a dat acordul pentru fiecare proiect în parte, domnul Bucaciu, nu a ajuns, nu? Lipsește. Conform dispoziției primarului numărul 37/4/2022, ați fost convocați astăzi în ședință ordinară la sediul Consiliului Local al Comunei Pâncești. Rog pe domnul Fodor, președintele de ședință, să prezinte ordinea. Punctul 1. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea contului de închidere ciclului bugetar la data de 31.12.2021. Punctul 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local de venituri și cheltuieli pentru anul 2022 al Comunei Pâncești, județul Bacău, inițiator primarul Comunei Pâncești. Punctul 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de acțiuni și lucrări de interes local ce vor fi efectuate de către beneficiarii de ajutor social în anul 2022, inițiator primarul Comunei Pâncești. Punctul 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului anual de acțiune privind serviciile sociale pentru anul 2022, inițiator primarul Comunei Pâncești. Punctul 5. Proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local al Comunei Pâncești, județul Bacău, în Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității din cadrul școlii gimnaziale Pâncești, inițiator primarul Comunei Pâncești. Punctul 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat pentru modernizarea drumului Sătești, satul Șoci, Comuna Pâncești, județul Bacău, inițiator primarul Comunei Pâncești. Și punctul 7, am înțeles că nu mai e sau? A fost retras pe ordinea de zi, că trebuia să așteptăm o adresă din partea inspectoratului școlar, care nu a sosit, o vom repune în discuție pentru ședința următoare. Avem de suplimentat ordinea de zi cu proiectul de hotărâre privind inițierea aprobării pugului datorită unor modificări la suprafețele din intravilan. Dacă Da, supuneți modificarea, introducerea, retragerea punctului 7 și introducerea proiectului care este avizat și de legalitate, avizat de comisia de Așa, supuneți la vot și procesul verbal al ședinței anterioare care a fost pus la dispoziție. Da, ședința anterioară care s-a supus la vot. Da, la punctul 1. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea contului de închidere a exercițiului bugetar la data de 31.12.2021. Un contabil. Având în vedere ordinea de zi din ședința de astăzi, avem de discutat raportul cu privire la aprobarea contului de închidere a exercițiului bugetar pentru bugetul local la 31.12.2021. De asemenea și închiderea activităților autofinanțate tot la 31.12.2021, precum și aprobarea celor două bugete, local și activităților autofinanțate. Având în vedere acest aspect, sunt două chestii total diferite. Unul se referă la închiderea exercițiului bugetar pentru anul 2021, da? Iar celălalt, al doilea, asta se referă la aprobarea bugetului local pe anul 2022. V-aș ruga ca să fim un pic atenți, să nu amestecăm ce s-a terminat cu ce se începe, nu? Ca să fie, să discutăm pe ce trebuie. În conformitate cu prevederile articolului 66 din legea 189/98 privind finanțele publice locale, modificate cu G57/2019 privind codul administrativ, precum și a legii 15/2021, legea bugetului de stat pentru anul bugetar 2021,
organele de decizie a unităților administrative teritoriale întocmesc și prezintă conturile de execuție în vederea aprobării lor până la data de 31.12.2021 anului precedent, deci în anul curs pentru anul precedent. Deci noi prezentăm astăzi că cifrele nu vin la 31.12 a toate datele din Forest Book și toate situațiile financiare până nu avem confirmarea trezoreriei statului că datele sunt certe și sunt înregistrate în Forest Book. Pe baza datelor și situațiilor financiare întocmite la 31.12.2021, execuția bugetului propriu de venituri și cheltuieli este la venituri suma de 13.541.039 lei, iar la cheltuieli pe total 13.077.842 lei. Diferența dintre venituri și cheltuieli este de 463.197 lei, sumă ce s-a înregistrat la finele anului precedent în fondul de element al unității noastre. Deci, diferența dintre venituri și cheltuieli se numește excedent, care se trece în fondul de element, care rămâne la dispoziția Consiliului Local numai pentru investirea, efectuarea cheltuielilor de investiții în anul următor. Asta știm de la mai multe bugete care sunt consiliere mai vechi, de acum spun numi mai vechi aproape toți, că suntem la jumatea mandatului. Da? S-au scris realizări pe capitolele de venituri și cheltuieli astfel. Eu am, dacă vreți dumneavoastră, eu pot să prezint pe fiecare cont de venit și cheltuială în parte. Eu le-am comasat având în vedere că cele două bugete și am încercat să le sintetizez un pic ca să nu discutăm mult pe chestii care nu își au rostul. Cât e la clădiri, cât e la teren, cât e, nu? Deci eu le-am masat așa, într-o formă mai sintetică spus. Da? Veniturile bugetului local, care primim noi de la Consiliul Județean și de la Direcția de Finanțe Publice Bacău, AJFP Bacău, am avut prevăzut 6.290.950 de lei și am primit 6.211.396 pe total, da? Venituri primite de la bugetul de stat, adică ce primim prin subvenționarea Guvernului României direct în contul nostru și fonduri europene, am avut 7.502.000 lei și s-au realizat 6.214.863 lei. Venituri curente ale bugetului local, deci cele de pe plan local care le avem noi, temete, terenuri care le spuneam eu că nu, să nu le prezentăm pe fiecare în parte, deci din 11.129.050 s-au realizat 1.114.780, un procent de realizare de 98%. Eu zic că e un procent bun, având în vedere comparația cu ceilalți ani bugetari. Veniturile pe total din 14.922 s-au realizat, cum spuneam mai înainte, 13.541.039, deci un procent total fondurilor europene, județ și buget local și buget de stat, din 91%. De asemenea, mi se pare un procent bine, bun, din realizarea veniturilor. Trecem la partea de cheltuieli. Noi, la începutul anului 2021, am avut în fondul de regulament, din anii precedenți, 2.372.000 lei. 2.372.000 lei, da? Spuneam aici, în diferența dintre venituri și cheltuieli pentru anul bugetar 2021 este 463 plus cei 2372, îți faci un 2835.000 lei. Ăsta este excedentul cumulat din anii precedenți și anul curent, cu care plecăm la construcția bugetului, o să-i regăsim în bugetul pe anul 2022. Total cheltuieli în anul 2021 au fost de 17.924.000 lei și s-au realizat 13.077.842, un procent de realizare de 89% pe total buget. Trecând pe capitolii de cheltuieli, primul capitol din buget este administrația publică locală, la 5102, unde am avut 1.585.000 lei și am realizat 1.356.941 lei. Din ce format? Din salarii administrației
și consilieri, 1.295.000 lei și s-au realizat 1.091.798 lei. Cheltuieli cu bunurile și serviciile, dintre ținere și funcționarea aparatului administrativ și unității în sine, 290.000 de lei și s-au realizat 265.143.000 lei. Un următor capitol îl avem, protecția copilului, la 5602, unde am realizat 122.000, am avut și planificat, de asemenea. Aici vreau să vă informez că avem 4 copii instituționalizați în centri de stat, care cu vederea, cu copii cu deficiențe grave. Suma e sub protecția copilului Bacău, în speț Consiliul Județean e corul tutelar, iar banii se prind în bugetul nostru în funcție de câți copii avem. Deci noi avem o restanță aici de 32.000 de lei, pentru că pe ultimele luni din 2021 nu se știa exact ce sume trebuie să dea pe fiecare copil, că un centru e la Brașov, ăla de Orbi la Focșani, și până să o stabiliți sumele astea, suma asta o să o regăsim în construcția bugetului anului viitor. Protecție civilă, am avut 2.000 de lei, nu am realizat nimic. Un alt capitol important în buget este 6502, învățământul. Unii din 572.000 de lei pe total plan s-au realizat 526.307. Salariile, după cum știți, nu sunt la noi, sunt la inspectoratul școlar. Avem doar bunurile și serviciile. Unii din 304.000 lei s-au realizat 278.001. Când spun bunuri și servicii la învățământ, ne gândim la lemni, încălzit, iluminat, materialii de funcționare a activității școlii, materiale de curățenie, igienizare, curățenie, centrale, tot intră în bunuri și servicii. Da? Un alt subcapitol în cadrul învățământului este 57, tichete, 570203, tichete de grădiniță, sume care sunt bugetul primăriei, dar pe total în învățământ tot aici trebuie să prinse. Deci 50.000 de lei, am cheltuit 50.000 de lei. Cu tichetele, după cum știți, cine au copii la grădiniță, primesc 50 de lei, sau s-au făcut 100 de lei mai exact acum, din la jumătatea anului, cu condiția ca copiii să meargă la grădiniță, să nu aibă absenții, și noi suntem la zi cu plata până la sfârșitul anului, urmând, ne-au rămas și ceva în stoc, câteva bucăți să avem prins în inventar, deci o să le raportăm, avem dreptul să le trecem în luna ianuarie 2022. Copiii aflați în dificultate, CEX, la 570201, am avut 10.000 de lei și s-au cheltuit 9.403 lei. Burse școlare la 5902, am avut 68.000 și s-au cheltuit 49.310 lei. Aici bursele, tot dumneavoastră, s-au făcut hotărâri în anul bugetar trecut. Unii s-au stabilit un număr de burse, de merit, de sociali, mai multe, doamna secretară, erau vreo 3-4 feluri de burse, nu? Un alt subcapitol în cadrul 565 la învățământ, avem 71 investiții în învățământ, unii am avut 140.000 de lei și s-au cheltuit 139.593 lei. Aici e vorba despre gardul de la terenul de sport, unii s-a finalizat lucrarea, s-a recepționat în lucrarea, considerăm că este de calitate și recepționată și trecută în inventarul domeniului public. Un următor capitol în buget este sănătatea 6602, am avut 2.000 de lei, nu am cheltuit nimic. Aici eu prind mereu, noi prindem mereu sume pentru cei care depun, donează sânge. Și nu a venit niciun donator cu tichete, ca să am înțeles mai actual acum, căci că de asta nici nu mai vin, căci că le-ar da tichetele alea după ce donează de 60 de lei sau 50 de lei direct în mână și da, bănuiesc că de asta nu se mai decontează la noi. Da. Un alt capitol în buget este 6702, cultura, unde am avut 1.427.000 și am realizat 1.248.406.
Ce cuprinde? Salarii la cultură bibliotecarul, după cum știți, bibliotecarul din unitatea noastră a ieșit la pensie, a funcționat numai până în luna iunie, de la 1 iulie, doamna Giorgio a ieșit la pensie, unde am spus că am avut 86.000 și am realizat 41.320. În anul bugetar următor, acest capitol nu va mai fi în buget. Cheltuieli cu bunurile și servicii la cultură, am avut 68.000, s-au realizat 18.098. Nerealizarea la bunuri și servicii, aici era clar, pentru Căminul Cultural Pâncești, dotări ale Căminului Cultural Pâncești, că avem și mijloace fixe și dotări, din motive tehnice nu s-au putut finaliza în anul bugetar 2021 achiziționarea bunurilor și mijloacelor fixe la Căminul Cultural. Și urmează că o parte din ele au fost aduse numai în procentul ăsta, în suma asta de 18.091, urmează că în anul următor să prindem restul de sumă la aceste obiective, la aceste bunuri și mijloace fixe, pentru că, după cum știți, Căminul Cultural e aproape de final, în procent de 98%, mai avem de făcut, nu se găsa cortina, scena, nu se găseau niște chestii care trebuiau mustai după anumite dimensiuni și anumite stasuri. Nu avem voie să le procurăm oricum, pentru că altfel banii europeni și pot fi imputați. Un alt capitol, sub capitol 59, susținerii culte, 20.000, am avut 20.000, s-au realizat. Investiții la acest capitol, la Căminul Cultural, plăți din bugetul local am avut 315.000 și s-au realizat 246. Din fonduri europene pentru Căminul Cultural la 5804, sub capitolul, am avut 938.000 și s-au realizat 922.248. Pe total, buget local și cu fonduri europene, deci ar fi o investiție de 1.168.988 lei. Un alt capitol important în buget este asistența socială, la capitolul 6802, unde am avut prevăzut 1891 și s-au realizat 1706.680 lei. Deci acest capitol este format din salariile însoțitorilor persoanei cu handicap. După cum știți, noi avem un număr destul de consistent, deci 34 de cazuri plus 14 cazuri de indemnizații, deci total sunt 48 de cazuri de persoane cu grad de handicap 1, grav. E o sumă destul de mare pentru bugetul local, dar nu avem ce face, asta este, trebuie să nu-și dorește nimeni ca cineva să fie bolnav, să aibă gradul 1 și nu e o mare bucurie pentru nicio familie și noi ca comunitate locală, prin legile în care sunt în vigoare, trebuie să finanțăm aceste cheltuieli. În cel mai mare parte, deci 90% vin de la bugetul de stat, iar 10% avem obligația să le punem din bugetul local. Deci, dintr-o 1.209.000 la însoțitori, ăștia 34, s-au realizat 1.184.203 lei. La indemnizații s-au realizat, la astea 14 cazuri, 250.860. Aici vreau să vă informez că s-au dat și concediile medicale pentru anul 2021 la toată lumea. Deci nu avem restanță la nimic aici, la cele 48 de cazuri. De asemenea, încălzirii 416 și încălzirii populației, 238.817. Ajutoare de urgență s-au acordat în sumă de 32.800. Următorul capitol în buget este 70.02, servicii de dezvoltare publică. Unii am avut prevăzut 1.981 și s-au realizat 1.090.889 lei. Avem cei trei salariați de la serviciul de dezvoltare publică, care sunt Roman, Chifani și Florea. Unii am avut planificat 192.000 și s-au realizat 177.936. Pe bunuri și servicii am avut 530.000 și s-au realizat 509.090. Cea mai mare sumă din realizarea la acest capitol este iluminatul public, pentru că ne-am dorit să avem o comună iluminată noaptea, să fie frumos, și costuri.
iar restul sumei sunt avizii, reparații la rețeaua de apă, la rețeaua, la bazinii, la deci celelalte cheltuieli care sunt pe bunuri și servicii. De asemenea, avem investiții la acest capitol de 1259 planificate și s-au realizat 403.863. O sumă mică la realizare aici, datorită faptului că am avut investiția asta de lângă noi de aici, care se cheamă Centrul de Integrat, Centrul de Zi, prin fonduri europene, por, nu, la Neamț, domnul primar, sediu, foarte greu din punctul meu de vedere să mișcă lucrurile acolo, deci am avut retras, noi am avut muncitorii, după cum știți, aici, s-au apucat de treabă și s-au retras de la treabă, pentru că nu aveam toate avizele și nu era corect să continuăm, până nu ne vineau toate avizele și toate aprobările de la acest obiectiv. Deci s-au realizat 51.556 la centru de zi, pentru PUG și PUZ, adică planul urbanistic zonal și planul urbanistic general. După cum știți, avem contract de realizare a acestui obiectiv. În anul ăsta trebuie să finalizăm, în 2022, l-am mai prelungit un pic. S-au realizat 34.807. El este realizat într-un procent de 67%, nu? Domnul primar, parcă aș zice, noi, după sumele care le-am plătit și anii anteriori, și anul trecut și anul ăsta, și am mai prins și în bugetul următor restul de sumă pentru finalizarea acestui obiectiv. De asemenea, pe gaze naturale s-au plătit 281.800.000 de lei cu finanțare din bugetul local. Aici sunt gazele, avem un proiect pe fonduri europene. Avem certitudinea că a trecut din prima fază și va trece și de faza a doua, faza finală, adică de aprobare în totalitate a fondurilor. Noi o trebuie să plătim cheltuielile care au fost contractate până la această dată pentru obiective, pentru lucrări cum ar fi proiecte, avizări. După cum știți, aici suntem într-o colaborare cu într-un ADIS, se cheamă, într-un asociație cu Comuna Corbasca și Comuna Tătărești. Partea noastră din cofinanțare a fost 281.800. Un alt capitol de cheltuieli în buget, 74.002, protecția mediului, adică aici este vorba despre canalizare, numai canalizare. 1843 am avut planificate și am realizat 6219 lei, 6219 lei, 051 lei. Bani proveniți, cum spuneam, de la PNDL, din la Guvernul României, am primit 5.968.117, iar până 6.219.051, 250.934 lei reprezintă cofinanțarea, partea noastră de cofinanțare a bugetului local. Un alt capitol în buget este capitolul 8402, drumuri și poduri, unde am avut 869.000 lei planificați și am realizat 807.567. Din ce e compus acest capitol? Din bunuri și servicii, unde am avut 369.000 planificate și am realizat 365.712. Adică, ce am făcut din banii aceștia? Am balastat drumuri comunale, după cum știți, prin unele sate ale comunei noastre, s-au achiziționat nisipul pentru dezepezire în perioada de iarnă, iar cea mai mare parte din sumă este pentru parcarea din fața primăriei și a poliției. Toate aceste patru care le-am enumerat face suma de 365.712.000 lei. Un alt subcapitol în cadrul acestui capitol este 71 investiții drumuri, unde am avut obiective de 500.000 planificate și s-au realizat 441.855. Adică zidul de sprijin de la biserică,
drumul de exploatație agricolă și proiectul de la drumul de la Suci, 1,4 km. Astea sunt toate capitolele de cheltuieli pentru bugetul local. Spuneam că avem cheltuieli totale realizate în 2022 de 13.077, procent 89%, diferența dintre excedentul anilor precedenți și cu anul curent, spuneam că este 2.835.068, care e confirmat din Forest Book, deci asta e suma reală pe care o trecem în bugetul următor. Ăsta e materialul pentru bugetul local. Voi trece la următorul pentru activitățile autofinanțate, deci închiderea exercițiului bugetal la activitățile autofinanțate. Nu mai repet legile, că sunt aceleași la ambele bugete, la finanțe și la bugetul de stat. Deci noi când am început anul bugetar 2021 aveam un excedent de 75.464. Am realizat venituri de 564.051. Venituri care sunt de la Căminul Cultural 2028, de la Apă Canal, activitatea de apă curentă pe localitatea noastră, 229-223, deșeuri solide, mai exact gunoi, cum îi spunem noi în popor, unde am avut 333.390.000 lei. Deci toate astea 3 face 564, plus excedentul, minus cheltuielile totale de 505.591, care cheltuieli sunt pe Căminul Cultural 2.035 lei, aici e vorba de energie electrică și apa care s-o consuma la cele două cămini, alte cheltuieli nu avem, Apă Canal 190.236, iar unități cu volum mic de producție, adică gunoiul, am avut 337.000 total plan și am realizat 313.320. Diferența dintre venituri și cheltuieli plus excedentul anilor anteriori, la finele anului 2022 avem un excedent de 134.524 de lei. Un excedent chiar mai frumos ca anul 2020. Ca o constatare a mea, s-au încasat foarte bine în ultima perioadă a anului, când s-au adus banii prin încălzirii și serviciul de venituri impozite și taxe de la noi și-a făcut treaba, zic eu, frumos, adică lămurind cetățenii că sunt niște datorii ale noastre și dacă le lăsăm să cresc majorări și nu-i bine să rămână pe anii anteriori, că se adună cu majorări, oamenii au înțeles și din acest motiv avem un excedent mai frumos ca anul trecut. Acest excedent avem voie să-l utilizăm în anul bugetar următor, prin împrumut din excedentul ăsta, atât când nu ai venituri, de acoperirea golului de casă se cheamă, și este de mare ajutor. Aceste două au fost rapoarte, au fost de închiderea exercițiului bugetar pentru cele două activități, buget local și activități autofinanțate, pe care vă supun atenției dumneavoastră și aprobării lor. Dacă să facem dezbatere pe punctul 1, că s-a amestecat prea mult. Adică dacă sunt explicații, despre care nu trecem de acolo. Să-i dau și răgatul confrontat și să adune energie pentru bugetul pe 2022. Deci să înțeleg că trecem la următorul. Nu, nu, mai faci o pauză să facem o dezbatere pe asta și atunci mă încărcați bateriile pentru al doilea. Da. Vedem cine, dacă sunt întrebări, dacă nu sunt, vă mai dau câteva explicații sumare așa despre descărcarea exercițiului bugetar. Ce se întâmplă, domnule consilier? Lucrările care s-au desfășurat în anul anterior, pentru care dumneavoastră dați descărcare de sarcină, acum toate sau absolut toate au fost trecute prin Consiliul Local. Cu aprobarea dumneavoastră am făcut investițiile care au fost necesar la nivel de comună. Trebuie să înțelegem că nu putem să facem cheltuieli fără să avem venituri. Deci, bugetele locale sunt singurele bugete care trebuie să fie în... Adică toate bugetele sunt obligate să fie în echilibru, adică veniturile să fie egal cu cheltuielile, deci nu putem cheltui mai mult decât avem.
numai atât, chiar și trimestrial, deci singurul buget care poate fi cu deficit e bugetul de stat și ala se finanțează prin alte împrumuturi, prin dar de se echilibrează. E adevărat că ne-am sprijinit și ne sprijinim în fiecare an de excedentul din anul anterior. Deci anul trecut ne-am sprijinit până când am reușit să echilibrăm prin veniturile proprii. Ne-am sprijinit de veniturile din excedente, din soldul anterior, din anul anterior. Pe componenta bugetului local, normal, deci nu fie autofinanțate, dar de vă rog, mai fost niște sincopii, dar nu neapărat din vina noastră, a fost cu centru integrat care se desfășoară pe componenta asta de finanțare, se desfășoară foarte greu, dar suntem în faza de implementare, deci luna ce vine semnăm contractul și din la sfârșitul martie, la 1 aprilie, se poate apuca de lucruri fără probleme. S-au trecut toate clarificările ca să vă dau așa niște realizări la centru integrat, nu ne-au cerut nici mai mult, nici mai puțin decât 8 runde de clarificări, 10, 18, 20 de puncte și la fiecare tot o repeta și s-au actualizat și ajustat și venitul și ăsta, că investițiile făcute pe fonduri europene sau pe PNDL, pe bugetul de stat, durează mult perioada de la depunere, de la proiectare, să zicem așa, avizare și depunere și până la implementare durează 3-4 ani de zile. Și sunt lucrări care după 3-4 ani sunt servicii sau prin salarii care cresc, prin materiale, cum a fost, de exemplu, la construcție, la fier sau la cherestea față de acum 5 ani de când s-a făcut proiectul aici, au crescut de 5-6 ori. E logic că nu poate să mai meargă cu aceleași persoane, atunci el se mai actualizează, iar dar niște indicii NSEO prin care o formule de calcul prin care poate să actualizeze aproape că sunt infime, deci e o marge foarte mică de atât. Oricum, peste alta sperăm să finalizăm și construcția asta în anul acesta. Unde cred eu și sunt convins că trebuie să sporim atenția e pe bugetul de autofinanțare. Într-adevăr și aici am făcut progrese față din anii anterior. De exemplu, dacă consilierii mai vei, vă amintesc în fiecare, mai în fiecare an, mai completam de la bugetul mare, de la bugetul local, pentru autofinanțate, în special pentru gunoi. Am completat de multe ori, prin învățări de Consiliu, ceea ce nu era normal, pentru că această activitate trebuie să autofinanțeze. Noi am făcut niște echipe în timpul verii să conștientizeze fiecare cetățean ce înseamnă gunoi conform, ce înseamnă și atunci a scăzut la jumătate cantitatea prin acțiunile care s-au desfășurat de către primar, viceprimar urbanist și personalul de teren. S-a redus cantitatea de gunoi aproape 50% și am putut face față și am închis anul. Chiar nu mai rămas un excedent de 313.000 de lei la capitolul gunoi. Mai greu și mai sperăm ca populația, am înțeles mesajul și o să continuăm și în 2022. Dacă nu o să mai facem prin rotație să urmărim activitatea de reciclare a gunoiului și de colectare, dacă cetățenii respectă regulile de adică gunoi să fie conform, să nu se pună balast, nisip, resturi vegetale, alte reciclabile să fie date la reciclabil. Mai greu stăm cu, o să terminăm probleme anul ăsta la apă. Și vă spun atenție, când începe bugetul pe anul ăsta, noi am mai completat ceva cu domnul comandant. Am făcut o propunere de a completa ceva la apă, dar sunt convins că nu o să ajungă. De ce? Este tot să vede că, și știm cu toții din informarea de la televizor, că pe ianuarie și februarie s-au plafonat prețurile, dar din aprilie nu rămâne liberalizate și vor crește cel puțin la dublu. Deci directorii care avem noi contract de la ION cu energie electrică, noi o să luăm în calcul cel puțin dublu sumele pe anul ăsta, ceea ce e foarte greu la apă. N-am prins așa. N-am prins că nu am avut de unde și nici nu avem cum, e logic. Și nu sunt multe variante. Deci dacă nu ai bani să plătești apa, te reduci curentul ei electric. Acum insist un pic pe problema asta, cum ai discutat cu cetățenii și trebuie să înțeleagă fiecare că sunt foarte mulți care am discuții cu ei, zici, doamne, am pun hidrofor. Hidroforul consumă energie tot din același sistem, deci nici ăla nu e gratis.
Deci, dacă ar fi să mă înțelegeți că țin neapărat să funcționeze sistemul de apă, că ne pune în dificultate și sistemul de canalizare. Deci, noi suntem într-un circuit cu activitățile astea. Și atunci, ce putem face? Să conștientizeze fiecare cetățean că apa care o folosește e pentru apă menajeră, nu e pentru irigat, nu pentru solar. Deci, apă menajeră înseamnă uz propriu, deci baie spălat, mașină spălat și, eu știu, mai de la o pastră acolo în curte. O să vedem, încercăm astea două luni să funcționăm așa cu pe excedent. Deci nu mi-aș dori să consumăm excedentul ăsta în două luni și după aia să ne întrerupă curentul electric. Trebuie să fim prudenți, să fim pe cauți și să luăm măsuri atunci când trebuie schele, nu cu întârziere. De exemplu, o cangrenă poate amputa un deget și mai poate trăi omul 20 de ani. Dacă îl lasă până când ajunge pe tot piciorul, e fatal, nu? Așa și aici. O să găsim soluții și o să vă pun ca și propunere. Cumva să, din după 1 aprilie, când se termină cu plafonarea prețurilor, cu toată, eu știu, disconfortul care îl creăm la cetățean, dacă nu o să putem susține apa, să întrerupem iluminatul public, ca să facem o economie la apă, dacă o să fie facturi chiar la dublu. La dublu nu le putem susține, deci ar însemna să dăm câte 50.500 de milioane vechi pe an, sume care nu le putem încasa de la populație, de la stat nu putem lua, că nu avem cum. Și atunci o să încercăm să vedem ce putem face să, ca și măsură de avarie, pentru o perioadă scurtă, dacă o să ajungem să ne debranșeze, deci ne luăm toate marșele, am luat inițiativa ca școlile Petreș și Soci să aibă și hidrofoare în fântân pentru toalete, ca să nu rămână fără apă. Deci asta ca o măsură de avarie. Deci nu mi-aș dori să trecem numai să asigurăm numai școlile și cetățenii să rămână cu instalația nefolosită. Dar luăm fiecare cetățean în parte. Eu am zis, dacă dumneavoastră aveți alte propuneri, dar nu văd, că până nu încasăm de undeva, nu putem plăti, nu? O să încercăm să conștientizeze fiecare cetățean că trebuie să-și plătească cu restanțierii care sunt, să găsim soluții și să plătească, să putem funcționa. Am convingerea că, în linii mari, ați înțeles despre ce a fost vorba sau cum s-a cheltuit banul public în anul anterior. Ca să vă întăresc convingerea că s-au respectat toate prevederile legale, peste 2-3 luni de zile avem curtea de conturi care o să ia fiecare lucrare în parte și o să analizeze și acolo unde s-au greșit să vă la măsurile de vigoare, dacă s-au greșit sau s-au reabilitat sau, mă rog, mai sperăm că n-am greșit, că s-au respectat legea și s-au făcut tocmai cum trebuia. Am repetat și mai repet toată că dumneavoastră ați aprobat toate investițiile, deci le-ați propus acum pentru, noi avem obligația ca să fac o introducere și în bugetul pe 2022, noi avem obligația pe investiții să reluăm lucrările care nu s-au finalizat anul trecut, să le trecem pe anul precedent, pe anul 2022, să le finanțăm și lucrări în continuare, care le-am propus. Noi le-am mai avut în discuții prin Consiliu, vi le mai detaliem o dată și în bugetul nou. Ca și o chestie pozitivă în care aș vrea să mulțumesc Consiliul Local pe această cale, a fost înțelegerea pe care ne-ați acordat-o de a-mi asistat la drumul de la Soci anul trecut și am făcut canalizare și prin metoda asta am putut să mai câștigăm un 5 milioane și ceva, 6 milioane de lei, un 60 de miliarde de lei, care e sumă care nu e puțină. Deci, la fel, ei au fost integral folosită pe canalizare, deci s-au ajuns la un procent de 90%, 95% ca și lucrare pe proiectul vechi. Acum suntem în faza de proiectul de extindere, lucrăm la viză și asta pentru încă 3 km, 700 de conductă și două stații de epurare. Suntem pe clarificări tot pe canalizare, că suntem pe discuții. Suntem pe clarificări pentru satele Petresor și Fundul Văiei, pe Anghel Saline, ne cer clarificări. Acum avem până 15 de dată.
cu diverse probleme, ne se reproșează undeva în clarificări că am depășit indicele de cost pe metru liniar de conductă. Și de ce am depășit? Că eu am dat explicația acolo că majoritatea străzilor sunt asfaltate și ele trebuie să făcute la nivelul care sunt acum. Și atunci cheltuielile față de metru de conductă cu toate manoperile și materiale față de noi asfalt. Sau, și în afară de asta avem asfalt sau rigole betonate și nu avem spațiu să mergem cum a fost, de exemplu, pe Pâncești, pe drumul județean, am mers pe Șantru și n-am stricat nici asfalt, nici foarte puține betoane pe la Podeță și pe la asta. Deci acolo se depășește un pic în zi. Sperăm să ne aprobe, dacă nu ne obligă diferența aia să o prindem când o să fie din bugetul local. Sunt convins că și programul Angel Salini, care abia e înființat, o să dureze ani de zile, ele sunt programe până în 2028, deci nu, să nu credem că dacă trecem și ne-l dă eligibil, să zicem, chiar dacă se semnează finanțarea pentru petreceri pentru voi, nu se trece la lucrări așa repede. Ca să faceți o comparație, pentru Pâncești DNS, pe secțiunea DNS Pâncești Mătoc, să zicem, pe bazinul de apă de la Pâncești, s-a semnat finanțarea în 2016 și se lucrează și în 2022 și mai avem încă 3 ani de aici acolo. Că prin prelungirea asta cu 3 km și cu toate astea ne-a mai dat o prelungire de până la 3 ani, dar noi putem termina și într-un an, deci nu-i musai să mergem până la cât avem prelungirile. De ce vă spun chestiunea asta? Că noi urmărim să absorbim cât mai mulți bani din alte surse decât cele din bugetul local, că astea sunt limitați și foarte puțini. Suntem într-un studiu acum să facem branșamente de apă canal pe satele Dinies, Pâncești și Mutoc, că o să avem extindere și Mutoc. Pe PNRR. Acolo prevede, ca să știți cum e proiectul, prevede că orice familie poate fi branșată la apă canal, sau numai canal dacă are apă, dacă nu are apă, îl branșăm și la apă canal, orice cetățean, cu condiția ca să nu depășească membrii, cumulat toți membrii familiei, să nu depășească salariul minim pe economie, pe membrii de familie. Deci dacă sunt două persoane să nu depășească cum e acum, eu știu, 5.100, că e 2.550, nu 5.100. Da, net e 1.524. Nu, dar e ea pe brut. 2.550. 2.550 brut. De salariul minim pe economie să nu depășească. Dacă sunt 4, să aibă. Deci, din punctul meu de vedere, am făcut o analiză așa la nivel de sate și eu zic că se încadrează cam 98% din cetățeni. O să fie 2-3% care sunt doi salariați cu salarii mari și nu, sau alte funcții mai mari sau pensii de 5-7 mii de lei și nu o să încadreze. Nu nominalizăm că nu-i treaba noastră, dar toți, fiindcă programul ăsta din PNRR prevede că au dreptul la branșamente numai cei care au terminat în ultimii 2 ani lucrările sau care urmează să termine peste 2 ani. Deci e un termen foarte scurt. Nu poate să facă branșament de cel care are canalizare de 20 de ani, că el trebuie să funcționeze. Nu poate nici cel care are de gând să facă canalizare, că trebuie să o aibă făcută, să o termine într-un an, doi. Și sunt vreo, nu știu câte, 80.000 de branșament de locuințe, acordă până la 2.000 de lei, conform proiectul, până la 2.000 de euro, pardon, de branșament. Problema e că trebuie să inițiem un proiect cu consultanță și proiectare, că se lucrează destul de greu pe asta, adică în decursul acestui an am avut câțiva consultanți care au trecut la primărie și s-au avizat că ne-ar face proiectul ăsta și ne-au susținut. Noi o să alegem oferta cea mai bună, cea mai ieftină și care să avem și convingerea că proiectul va fi finanțat. Ne-am pus câteva condiții, de exemplu, unde avem parcarea să meargă separat cu linii de canalizare partea de la vale, să nu mai strece din ce-i făcut. Să pună, conform registrului electronic, să facem, dacă
va fi finanțat, să facem branșament de apă canal la toate punctele postale, ca să zicem așa. Adică chiar dacă e o stălește goală și cineva vrea să-și facă casă și dacă putem să-i ducem apa până la limita proprietății și canalul, eu ducem pe banii PNRR, banii europeni, pentru că cu ocazia din asta ne întâlnim brat și mi se pare normal ca un tânăr ca să fie atras să vină de oraș să-și facă la casă la țară, să aibă condiții, apă, canal, curent electric, internet și celelalte căi de comunicație. Apă și canalizare la un pământ. Nu vorbim de va face nu, casă, nu, deci îi se mărească valoarea terenului, nu? Da, îi se mărește valoarea terenului, dar e și tendința de a atrage tineretul. De exemplu, dacă să luăm un caz, dacă, să zicem, o casă bătrânească, unde sunt 7-80 urmași, nu e niciun localitate. Dacă are apă canal la poartă, are și cablu de televiziune pe stâlp și sigur se poate branșa oricând, tendința de a atrage tineri în comună e mai mare decât atunci când nu-i ofer nimic. Nici drumuri bune, nici apă, nici canal, nici internet, nici televiziune prin cablu. Trebuie să acceptăm că populația a făcut o evoluat și își doresc ca fiecare, special tinerii, să aibă condiții ca și un oraș. Nu mai putem vorbi de ce era cu 30 de ani sau cu 20 de ani. Vorbim ca și proiect, dacă noi o să facem un calcul per proiect și atunci când o să punem în discuție, în aprobare, noi o să putem stabili, domnule, să faci la toate casele, indiferent dacă îți locul cuibil sau îți locul viță, dar mi se pare dacă sunt bani europeni și se pot face, mi se pare normal să se poată, adică să proiectul să meargă mai departe, în ideea de a funcționa sistemul de canalizare. Să știți că nu e ușor de a convinge populația să lege la canal la timpul de astăzi, pentru că vedeți cât îți descumpe toate și curent electric și omul puțin îl interesează că poluia de el și câte mai trebuie 10-20 de ani dau tot în părău. Ca să nu mai dea în părău, trebuie să luăm măsuri. Ori să-l legăm la canalizare, ori să luăm măsuri cu sancțiuni ca să... Problema este la venituri. Asta e adevărat. Și bani. Cu ce să le plătească? Dar noi, dacă vorbim de proiectul ăsta de branșare apă canal, până la limita de proprietății, omul nu plătește nimic. Și atunci să sperăm că în viitor se va așeza lucrurile în câțiva ani de zile. Sperăm că nu o să meargă din rău în mai rău. Trebuie să gândim pozitiv, să credem că e o perioadă mai grea, să efectele în economie, efectele pandemiei în economie, care mai dezechilibrat economia. Chiar dacă noi anul trecut am făcut încasări, am avut încasări mai mari, cheltuielile de post sunt mai mari decât încasări. Deci atât la noi cât și la bugetul de stat nu e o bucurie prea mare, pentru că vedeți, cresc într-un ritm alarmat prețurile față de veniturile care... Da. Dar cam asta vreau să vă... Dacă mai sunt întrebări, discuții pe seama exercițiului de descărcare exercițiului bugetar pe bugetul 2021. Dacă sunt neclarități, stăm la dispoziție cu explicații, atât eu cât și domnul contabil, doamnă secretară și domnul viceprimar. Punctul 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local de venit și cheltuieli pentru anul 2022 al Comunei Clâncea, județul Vaslui. Inițiator, primarul Comunei Clâncea. Da. După cum observăm, bugetul pe anul 2022 față de anii anteriori s-a făcut un progres la nivel național, nu? S-a adoptat bugetul în anul în finalul lui decembrie, prin legea bugetului de stat 317/21 pentru anul bugetar 2022. Un lucru foarte bun, pentru că unitățile administrative teritoriale, adică OAT-urile și
toate instituțiile publice și de stat își poate desfășura activitatea pe baza unui buget elaborat, pe baza unui buget aprobat. Dacă ne amintim, în anii anteriori, la primăria Bacău s-a votat bugetul pe luna iunie-iulie. Asta înseamnă un disconfort maxim în ideea că nu poți să-ți angajezi niște cheltuieli dacă nu ai bugetul aprobat. Până la aprobarea bugetului, pe, de exemplu, pe ianuarie și februarie, noi funcționăm până la data de astăzi cu conform legii finanțelor publice, este un articol acolo unde spune că avem voie să cheltuim 1 pe 12 din bugetul anului trecut. 1 pe 12, adică 12, bugetul împărțit la 12, atât ai voie să cheltui. Mai puțin la obiectivele de investiții, că acestea nu sunt aprobate în Consiliul Local. La salarii și la bunuri și servicii. Am să dau citire celor două rapoarte pe buget local și pe activități autofinanțate. La construcția bugetului, prin însumarea tuturor veniturilor care le primim de pe plan județean și național și fonduri europene, am ajuns la, să spun suma prima dată, că asta e curios, nu? Mai repede. Deci am ajuns la suma de 12.732 de lei, atât la partea de venituri, cât la partea de cheltuieli. Știm că bugetul, bugetele locale sunt egale, venituri și cheltuieli. Față de un buget anului precedent, unde am avut un buget de 14.511 lei. Dacă ne uităm pe cifră, avem așa o senzație că e mai mic bugetul și într-adevăr e mai mic, dar să vă fac și precizarea de ce. Pentru că noi anul trecut am avut la canalizare, după cum am citit și în contul din închiderea exercițiului pe anul trecut, am primit 5.968.000 lei pe canalizare. Lucrările avansate, fiind avansate, deci noi nu mai avem de primit anul ăsta decât 2028. Automat aici e suma care e între bugete. Dacă o luăm pe fiecare capitol în parte și o comparăm cu anul trecut, vedem o ușoară creștere. Și normal să fie o ușoară creștere, că toate sumele s-au trecut prin bugete, ca să cum, și noi cum le aprobăm, pe indice de inflație, nu? Și din motivul acesta sunt un pic mai mari. Să luăm mai concret, deci venituri curente de pe plan local, avem 1.120.000 lei în bugetul local prinsă, care la 12.732 înseamnă 11% din bugetul nostru, e de pe plan local, restul e din fonduri atrase, din la județ, Consiliul Județean Finanții, fonduri europene și în speț Guvernul României pe programele care le avem, cum spuneam, canalizare, unde mai avem de primit 2028 de mii de lei. Da? Deci e o sumă foarte mică. Noi nu ne... Deci trebuie să avem mare grijă de banul public, pentru că suntem o comunitate mică. Nu avem multe societăți private pe plan local, cum ar fi Bălcescu, Mărginenii, unde sunt o grămadă de societăți private și ele sunt aducătoare de venituri pe plan local. Noi avem și noi societățile care le avem în comunitatea noastră, nu-i buni că sunt ale noastre, dar sunt puține, și va trebui pe viitor, cum spunea și domnul primar în cuvântul dumnealui, dacă toate condițiile într-o comunitate sunt întrunite, atunci omul vine să localizează aici, poate să facă o clădiri, după aceea gândește, face o afacere. În perspectiva anilor următori va fi un lucru bun pentru comunitate. Să sperăm că așa o să fie și la noi și cât timpul o să fie mai bune. O altă sumă în buget la partea de venituri e conform adresei 86 din 5.1.2022. Am primit de la ANAF Bacău, de la Finanții Publice Bacău, 1.904.000 lei pentru bugetul anului 2022. Aici suma de 1904 este destinată pentru cheltuielile cu bunurile și serviciile la activitatea de învățământ, care se dau prin legea 1 educației, prin inspectoratele școlare, și restul de sumă este pentru drepturi de natură socială, cum ar fi cei 44 de salariați la
cu gradul 1. Deci, în mare parte aici astea sunt sumele. De acord. Noi avem obligația când construim bugetul, cum spuneam, 90% le-am primit de la ANAF Bacău pentru însoțitori și persoane la iar, 10% trebuie să-i punem din bugetul local, susținere pe plan local. O altă adresă tot de la ANAF, tot de la Finanțele Bacău, paste 45 din 17.01.2022, am primit 3.468.000 de lei. O să dau citire mai încolo din ce formată această sumă. Un alt capitol la venituri, avem subvenții de la Direcția Muncii de 734.000 lei. Deci vedem, observăm o creștere mare pe încălzirii populației. Astea sunt sumele pentru ce sunt date de la Direcția Muncii. Deci încălzire populației, altul decât paste 16, decât cei cu ajutor social. Și după centralizările făcute de Serviciul Asistență Socială, nouă ne trebuiesc 734.000 de lei, bani pe care deja am primit, vreau să vă informez în ședința de astăzi, puteți să anunțați cetățenii, am primit deja 569.000 de lei în buget pentru plata acestor drepturi din încălzirii populației, pe 11, adică vineri, acum mâine, se ridică de la trezorerii și vor fi de luni încolo, se vor face plățile în comuna noastră. Sperăm că odată cu ele o să mai încasăm și ceva venituri prin serviciul de impozite și taxe. O altă sumă în buget am primit-o de la Consiliul Județean Bacău cu adresa 5441 din 1904. Am primit suma de 643.000 lei. Anual noi întocmim conform unei note de colaborare între noi și Consiliul Județean și cum îi șeferesc. Deci avem obligativitatea printr-un program întocmit de Consiliul Județean să trimitem adrese la finanțe cu toate obiectivele de investiții pe care noi le avem pe plan local și care e partea noastră de cofinanțare. Sigur că noi am trimis sume pe toate obiectivele și suma era mult mai mare. Din atâta s-a putut, 643.000 i-am primit în bugetul local cu care trebuie să plecăm la construcția bugetului. O altă sumă, spuneam, în buget este de la PNDL Canalizare, unii mai avem de primit 2.028.000 lei. Sperăm că o să-i primim. Deja avem documentații înaintate de la finalul decembrie pentru lucrările executate și ne decontate. Deci total venituri, cele locale cu cele atrase de la județ și cu Direcția Muncii și cu Consiliul Județean sunt 9.897.000 lei. Până la totalul de 12.732.000 de lei, îi completăm cu, cum spuneam, cu excedentul anului precedent de 2.835.000 lei, excedent pe care avem dreptul să-l utilizăm numai pentru obiective de investiții. În citirea mea de mai jos, când o să prezint pe capitol, o să vedem unde sunt puși aceste sume. Bugetul, după cum știți, se construiește pe două secțiuni. Secțiunea de funcționari, unde cuprinde salariile și bunurile și serviciile pentru întreținerea și funcționarea a tuturor capitolelor bugetare. Și secțiunea de funcționari are o pondere de 46% din buget, adică 5.971 din 12.732. O crescut față de anul trecut ponderea pe funcționarii. Dacă ne uităm, cum am prezentat la partea de venituri, 734.000 SP plus de la direcția și astea sunt pe cheltuieli de funcționari cu ajutorul cu încălzirea la populații. Eu ca și finanțist și asta, eu mi-aș dori ca bugetul de dezvoltare să fie mult mai mare, pentru că bugetul de dezvoltare este aducător de venituri și de creșterea PIB-ului și dezvoltării unei națiuni. Noi suntem mai mult decât pe funcționare, avem un buget de dezvoltare de 53%, adică 6.761.000 lei.
Eu zic că e un buget bun pe dezvoltare. O să prezentăm ce avem la investiții. Construcția bugetului, spuneam că s-a făcut în baza legii 317, legea bugetului de stat, precum și a prevederilor articolul 33 alineatul 35 din legea 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare. De asemenea, conform adresa Ministerului Finanțelor Publice 468-182 din 29-12-2021 și a adreselor mai sus menționate a șeful Agenției Finanțelor Publice Bacău. Îmi spuneam că am primit 1904 și 3468. În legătură cu veniturile și cheltuielile bugetului local, precizăm următoarele. Potrivit prevederii articolului 26 alineatul 2, bugetele locale se pot aproba pe secțiuni de funcționare și dezvoltare, cum am prezentat și noi, așa am procedat și noi. Ordonatorii de credite au obligația să prevadă distinct credite bugetare destinate stingerii plăților restanțe la finele anului anterior. Ceea ce nu-i cazul la primăria noastră, noi niciodată nu am avut, ne-am întins când nu-i plapuma, nu am avut datorii la furnizori neachitat la finul anului, nu avem un leu datorii pentru că dacă aveam, conform legii finanțelor publice, noi aveam obligația prima dată în buget să pui datoriile din anul anterior și după aia să construiești bugetul. Și dacă unele comunități mai azardează să facă anumite împrumuturi, nu-i treaba mea să... Dar cum văd eu lucrurile, eu zic că e o povară pentru bugetul în anul în curs dacă nu știi să organizezi chestia asta și să nu ajungi în situația asta de a avea plăți restante. Noi nu avem și eu zic că e un lucru bun. Deci... Spune clar aici în legea finanțelor, ordonatorul de credite pot face noi angajamente legale numai după strângerea plăților restante înregistrate la finul an anterior. Deci nu ai voie să construiești bugetul, cum spuneam, da? Cum să pun veniturile alea 1120, care spuneam noi, de pe plan local, în bugetul local? Sigur că noi am avea posibilitatea să, având în vedere că la fiecare exercițiu financiar, să stabilești o listă de rămășiță. Și noi aveam o listă de rămășiță și nu putea să vină cineva să spună, dar de ce n-a spus și lista de rămășiță venindu-i veniturile curente în buget ca să crească bugetul. Era o chestie falsă, pentru că nu ai voie să treci în bugetul local dacă nu ai încasat 97% în anii anteriori, în ultimii 2 ani, nu ai voie să treci mai mult decât la nivelul realizărului anului trecut. Adică dacă la clădire am încasat 56.000 de lei pe total în buget, nu anul ăsta pun 56, deși eu în rămășiță mai am, să zicem, 20.000. Sigur că nu există nimica perfect, nu, deci nu de asta e construită și contabilitatea cu liste de rămășiță, nu, și cârșmele de un costel de pe datorie pe caier, nu? Nu mai. Deci așa și primăria, deci asta e ca o listă de rămășiță, de, așa, deci nu avem voie să o trecem în buget. Eu m-am exprimat așa mai plastic ca să înțeleagă cum e treaba. Sumele realizate în buget se pot trece în buget din vânzarea unor bune aparținând domeniului privat și din donații, se pot trece în buget și sponsorizări, se pot trece în buget numai după ce le încasăm. Deci dacă cineva vrea să facă o donație la primărie, eu nu pot să o prind în buget. Acum când promite nu știu ce firmă, că o să-mi iei în timpul anului, deci când îmi dă banul respectiv în buget și mi-l donează, dacă o să fie cazul, sau dacă unitatea noastră vinde din domeniul privat un teren sau valorific din bunurile fostului CAP, dacă mai sunt anumite construcții, deci numai după încasarea lor se prinde în buget. Domnul exact, dacă îmi permiteți, domnul contabil, da, să înțeleagă. La sumele de fonduri europene, noi am prins zero, deși zero. Avem încasat 5.550.000. Exact. Dar până noi încasăm, nu-i trecem în buget. După ce încasăm, se vede în material. Da. Deci noi mai avem la Căminul Cultural, pentru că suntem în fază terminală cu Căminul, cum spuneam, un procent din 99%, deci trebuie să primim banii pe ultima tranșă, nu se dă banii până nu se face recepția, până nu se trece obiectiv în domeniul public. După ce ai toate chestiile astea, recepții cu inspecția de stat în construcții, vine în control de la
de la Uniunea Europeană, de la FIR, de la IAS, cu consultantul, cu proiectantul și să întocmești un proces verbal de recepție finală și în baza acelui proces vom primi banii. Și mai avem un pic și sper că pe la jumătatea anului, așa, domnul primar, să finalizăm chestia asta. Deci, total cheltuiel, cum spuneam, în buget avem 12.732 egali cu veniturile. Am să fac o prezentare cum am prins noi banii în buget, pe cheltuieli personal, pe bunuri, servicii și pe investiții. Deci, ca urmare a solicitării noastre de fundamentare a cheltuielilor pe anul bugetar 2022, în completarea veniturilor proprii, ne-am adresat organelor de acțiune superioare, cum spuneam, Finanțe și Consiliul Județean, conform sumelor primite, executivul, Consiliul Local, reprezentant de domnul primar Gădinaru Vișăniel în calitatea sa de ordonator de credite, împreună cu compartimentul buget contabilitate, ne propunem să construim un buget transparent, echilibrat, respectând prevederile legii bugetului de stat 317, articolul 33 din legea 273 prin 2006 privind finanțele publice locale, realizând astfel cu un minim de cheltuieli cât mai multe obiective ce le avem în vedere în acest an astfel. De exemplu, la stabilirea cheltuielilor de personal pentru activități din subordinea Consiliului Local s-a avut în vedere numărul de salariați din statul de funcție aprobat și acordarea drepturilor salariale cuvenite prin lege, precum și virarea obligațiilor salariale către bugetele consolidate ale statului, determinând astfel necesarul de cheltuieli pe fiecare capitol de cheltuială în parte. Deci, după statul de funcții, după specializarea fiecărui funcționar, gradații are, ci așa, nu o să trece în buget, în salarii sumele, adunând toate chestiile astea la capitolul 51 la noi la administrație, la 68 la asistenți personali, unii s-a majorat salariile, s-a majorat salariile și la respectivii însoțitori, ca urmare a creșterii salariului minim pe economie. Da? La stabilirea cheltuielilor privind bunurilor și serviciilor la bunuri și servicii, titlul 2, unde se prevăd cheltuieli cum ar fi furnituri de birou, încălzit, iluminat, telefon, materiale consumabile, materiale de întreținere și funcționare, reparații curente, prestări de servicii, manoperă, igienizare, activitatea de învățământ, unde cea mai mare parte la activitatea de învățământ pentru igienizarea școlilor și precum și alte cheltuieli de funcționare, s-a avut în vedere nivelul realizărilor cheltuielilor din anul 2021. Deci ne-am uitat, băi, cam cât am cheltuit fiecare subcapitol în parte la fiecare, în cadrul unui capitol de cheltuieli și am indexat cu indice de inflație pentru fiecare cheltuială în parte. De asemenea, am avut în vedere, după cum știm că e de mare actualitate chestia asta cu energia care stresează pe toată lumea, am avut în vedere, noi am pus cam la o factură de curent cam una jumate. Deci dacă dădeam 10.000 de lei, am pus cam 15.000 de lei la construcția bugetului. O să vedeți că pe energie o să crească. Dar noi am pus așa după aprecierea noastră, eu nu am garanția că așa va fi, pentru că trebuie să așteptăm să vedem cum o să primim facturile la pumpele de apă, de exemplu, unii sume mari la Soci și Pâncești, la iluminatul public, la celelalte cheltuieli care cu energia, nu? Și în funcție de ce sume vor veni, o să procedăm prin rectificări de buget dacă sumele vor fi și nu știu cum o să procedăm prin rectificări de buget, pentru că noi am prins în buget toate sursele de venit, deci o să vedem ce o să găsim, unii o să reducem de undeva sau poate o să vină guvernul cu anumite măsuri de așteptăm. Și deci noi am luat o măsură care ne-am putut o să ne o permitem în cadrul construcției bugetului și vedem ce să fie pe parcurs cu plata la energie electrică. La stabilirea cheltuielilor de investiții cuprinse în bugetul pe anul 2022 s-a avut în vedere, cum spunea și domnul primar, continuarea investițiilor începute în anii anteriori și nefinalizate. Pe plan local noi avem investiții începute, căminul cultural care spuneam că suntem aproape de final,
Un alt obiectiv foarte important este înființarea sistemului de canalizare și stații de epurare. Avem de asemenea centru integrat care trebuie să le prindem pe obiective de investiții în continuare. Avem gaze naturale care am început investiția, dar acolo așteptăm să vedem cum decurg procedurile cu aprobarea pe fonduri europene a respectivului obiectiv. De asemenea, investițiile noi cuprinse în buget le-am identificat și o să vă dăm citire pe fiecare capitol în parte. Față de cele de mai sus, spun, asta ar trebui să spun la urmă după ce prezint veniturile. Deci, total veniturile am prezentat astăzi 12.732. Cheltuielile de asemenea egale cu veniturile, echilibrate pe, inclusiv pe trimestre. Primul capitol din buget e administrația locală, unde ne propunem să aprobăm în bugetul de astăzi 1.327.000 lei, din care 1.297 sunt salarii și 395 sunt cheltuieli cu bunuri și servicii. De asemenea, la investiții, am cuprins în bugetul pe anul 2022 suma de 50.000 de lei, împreună cu doamna viceprimar, cu domnul primar, cu colectivul nostru din administrația locală, ne-am gândit să facem o achiziție de... Aveam aici, domnul, ne-am pus eu, nu ne mai țin minte din... Deci am zis noi că luăm o lamă pentru buldo de la Belarus, da? Într-o iarnă grea să rămână aici pe plan local Chifanii, iar în zona din nord a comunii să fie salariatul din comună, din zona de acolo Florea, să-i cumpărăm o lamă la Belarusul ăla și să o punem pe fața acolo și să dezepezim până când ajunge și Chifanii cu autovederul. Dar ne mai propunem un transpalet de ridicat, ne-am apreciat noi la 2000 de lei, că ar fi, ne-am uitat pe net la Dedeman și la celălalt societăți cu să luăm prețul cel mai mic. De exemplu, când vin ajutoarele acum pentru populația astea cu pachetele astea mari, vine cu tirul, aduce pachete de alea mari, le dă nicușor cu tractorul și când le duce în magazin, de la ușa magazinului, nu mai ce face. Trebuie să le desfaci pe toate. Și atunci dacă ai un transpalet de ăla, O liză de aia. Exact. Elegantă, nu te-ai dus cu el până în magazin și... Da, până acum noi împrumutam din noi... societăți mereu și da. De asemenea, domn primar își propune la Duster-ul ăsta care îl avem noi în funcțiune să-i punem o remorcuță în ideea că o să ne mergem cu ea când avem o avarie la apă, da. Nu? Să luăm o remorcuță, ei... pompa de scos apă, ei aparatul de sudor, ei anumite materiale care trebuie să le duci, n-ai unde să le pui. Și mi-ar trebui o remorcuță care apreciam noi cam la 15.000 de lei și o motocoasă cu tamburi, am zis noi din primar, nu? Da. Pentru unii mergem pe drumurile publice, unii se duce nicușor și cu băieții și cu doamna viceprimarul să faci curățenie pe așa, nu? Dacă te duci în anumite zone nu poți să intri cu tractorul, cu tamburul ăla mare, sunt anumite porțiuni care trebuie să ai o chestie mai micuță și să... Deci toate astea patru obiective ne-am apreciat noi la suma de 50.000 de lei, eu zic că nu e o sumă mare pentru buget și ne o permitem și ne este necesară. Consider că sunt obiective clare care ne sunt necesare. Un alt capitol în buget este 56.02, transfer sumii către protecția copilului, către cei patru copii instituționalizați, unii am prins 137.000, anul trecut am avut 122. Diferența este, cum spuneam, de la o restanță care o avem pe lunile din noiembrie și decembrie. La protecție civilă, la siguranța națională, am prins 3.000 de lei. Aici ar fi trebuit să prindem mai mult, atât am prins pe situații de urgență, 3.000 de lei. Loc ar fi mai de mult ca sumă, dar nu e de unde, prinde. Un alt capitol în buget este învățământ 6502, unde avem suma de 546.000 de lei
267.000 spre bunuri și servicii primiți de la Inspectoratul Școlar prin legea 1 a educațiilor, din TVA, unde spuneam că am primit bani la TVA. 21.000 sunt pentru navetă la școli și un proiect care îl avem noi aprobat aici cu, de către dumneavoastră cu domnul director, cu susținerea unui proiect care îl are domnul director cu Crucea Roșie pentru atâta punii comunitatea, care au fost aprobat aici, atâta punii comunitatea, restul pe fonduri europene cu tablete, cu nu știu ce, serusuri, e un lucru bun care, dacă se realizează, o să fie bine. Bursii pentru elevi, avem anul ăsta, anul trecut am avut 68.000, anul ăsta avem 110.000, deci s-a primit o sumă frumoșică. Și mai avem noi 10.000 prins în bugetul local pentru naveta la profesori. Noi îi ținem pe capitolul nostru de cheltuieli la administrație, o să-i transferăm tot cu acceptul dumneavoastră. Nu i-am prins, ca să fim corecți, pentru că am zis că dacă o să fie un an cu pandemie și nu profesorii să facă online, nu o să fie cazul, să fie în buget și să-i avem mai aproape de noi aici. Tichete pentru grădiniță, 55.000 de lei, anul trecut au fost 50, și investiții, avem 75.000 de lei. Avem cheltuieli cu investiții la activitatea de învățământ, se face de către autoritatea locală, școala face numai cheltuielile cu bunurile și serviciile. Noi am prins 75.000 de lei aici, reprezentând contravaloarea proiectului și a consultanței la școala numărul 1 Pâncești, unde domnul primar are întocmit un proiect și trimis la avizare pe fonduri europene. Sperăm că e pe energie verde, domn primar, energie prin Ministerul Mediului cu reieșaparea școlii cu policarbon, sau cum se cheamă astea, cu rin... Haideți că le explic, dacă... Da. Deci proiectul include modernizarea școlii generală numărul 1 în valoare de 27 de miliarde lei, deci 2.700.000 de... prin care aveam și noi o cotă de circa 400.000, cam cum ne-am zis, contribuții proprii la lucrările care nu pot fi finanțate pe fondul de mediu. Ineligibile. Da, lucrări neeligibile. Acolo avem inclusiv, de aia și la punctaj de 97%, eliminarea centralelor termice cu combustibil solid. Deci se va face cu încălzări centrale de sală, cu pompă de căldură, ca să fie rentabilă investiția asta cu pompă de căldură și cu încălzire la 35-40 de grade, că așa se încălzește din Baldeseală, e nevoie de o nouă învelopare cu vată de sticlă sau polistiren de 10, cu schimbarea parduselor și sistemului de jos și la primul etaj și la al doilea sus și acoperiș, fațadă, cu toate... cu decorative, cu toate lucrările astea și plus geamuri, termopane noi, cu alte performanțe energetice, să zicem așa. Și au fost verificate pe fondul de mediu și aveam punctaj 97%. Așteptăm să vedem. Deja s-a făcut un clasament și toți cei peste 87 sau 88 de puncte vor intra la finanțare. Acum, cât de repede așteptăm. Da, un următor capitol în buget este sănătatea, 6602, unde am prins noi 2.000 de lei, ca și anul trecut. Un alt capitol, cultura, 6702, am prins în bugetul în 2022, 180.000 de lei. Ce spuneam în prezentarea mea anterioară, că la Căminul Cultural mai avem de achiziționat obiecte și de inventar și mijloace fixe, de o sumă de bani, aceasta este suma, 180.000 de lei. Deja noi avem contractat din anul trecut o firmă care s-a angajat în primele două luni ale anului ăsta, deci o să vină cu obiectivele în vederea recepționării obiectivului Căminului Cultural. Un alt capitol în buget este asistența socială, 6802, unde am cuprins în buget suma de 2.407.000 lei. 1.347.000 de lei sunt salarii însoțitori,
iar ajutor social 1.060.000 de lei, care e format din indemnizații persoanei cu handicap 281.000, 734.000 banii de la Direcția Muncii pentru încălzire de la populații și 45.000 de lei ajutoare de urgență. Tot capitolul e 2.407.000 de lei pe asistență socială. Un alt capitol în buget e 70.02 Servicii Dezvoltare Publică, unde am prins în buget suma de 2.083.000 de lei, care e formată din salarii Servicii Dezvoltare Publică 209.000 de lei, 694 bunuri și servicii, 410.000 avem extindere la rețeaua de apă și rețeaua de energie electrică, 410.000 am prins noi, centru de zi, contribuția noastră, care spuneam că e pe impor cu Piatra Neamț, 385.000 de lei, rețeaua de apă 300, acolo era numai rețeaua de energie electrică, și Pugu și Puzu, 85.000 de lei, e restul de bani pe care trebuie să-i dăm conform contractului întocmit în anii anteriori, de 85.000 de lei pentru realizarea Pugului și Puzului. Este un obiectiv foarte important, dacă nu îl realizăm anul acesta, nu o să mai putem, cum am prezentat și în alte ședințe cu domnul primar, cu cuvântul de la lui, deci dacă nu ai Pugul și Puzul finalizat, nu mai poți întocmi niciun proiect pe fonduri europene, nu îți avizează nimeni nimic dacă practic Puzul și Pugul e oglinda comunității cu tot ce are ea subteran, nu? Și deci din acest motiv este foarte obligatoriu să terminăm obiectivul ăsta, să-l putem finaliza anul ăsta. Un alt capitol în buget este protecția mediului 7402, unde avem canalizarea. Aici am prins 2.778.000 lei, 2.028 sunt de la bugetul de stat și 750.000 din contribuția noastră proprie, partea noastră de cofinanțare. Cu această sumă apreciem cum o să putem finaliza rețeaua care o avem acum, mai puțin, domnul primar, extinderea, cred că acolo o să mai vină sume care le-am, care o să le vedem la momentul respectiv. Un ultim capitol din buget este 8402 drumuri, unde am prins la balastări de drumuri comunale din sursa 110205 la venituri, unde am citit-o, 216.000 de lei. Și investiții drumuri locale, avem 2608. Aici, domnul primar, o să vă spun mai multe, e vorba despre drumul de la Soci. 2608.000 de lei, atâta în proiect și atâta apreciem noi că o să ne coste. Astea sunt toate materialele pentru bugetul local. Mai avem câteva chestii aici pentru activitățile autofinanțate, cele trei activități autofinanțate, Cămin Cultural, Apă, Canal și Gunoi, unde am, spuneam că am rămas cu un excedent de 135.000 din anii anteriori, care îi alăturăm la veniturile curente, unde se face 135 cu 631 venituri curente, se face 766.000 de lei, exact suma care este pe total cheltuieli. La Căminul Cultural ne propunem să în buget să prindem suma de 30.000 de lei. Am pus o sumă mai mare față de anul trecut, în ideea că și căminul de la Pâncești va fi pus în funcțiune și atunci o să trebuiască apă, energie mai multă, nu? La Petrești la fel, poate dând Dumnezeu să termine cu pandemiile astea și cel de la Petrești o să mai putem închiria pentru anumite manifestări ocazionale, evenimente, nu? Că aceasta a fost scopul lui. La Apă Canal, anul trecut am avut 261.000, anul ăsta am pus 376.000 în buget. Spuneam noi, ca și la bugetul local, cea mai mare parte din sumă se duce pe energia electrică, unde noi lunar plăteam câte 10.000 de lei la pompa de la Pâncești, câte 12.000 de lei la pompa de la Soci Petrești. În prețurile vechi așteptăm să, cum spuneam, să vedem ce prețuri o să fie pe noile reglementări de la energia asta electrică. Și din acest motiv a crescut suma la cheltuieli și la venituri.
deșeurile solidii. Anul trecut am avut, așa comparativ, 337, anul ăsta am prins în buget 360.000 de lei. E foarte simplu, adică iei o factură și o mulțești cu 12 și asta e suma care ți-o prinzi obligatoriu în buget pentru atâta ne costă noi ca comunitate ca să ducem gunoaiele din comună în baza legii la centri și depozite județene, da? Acesta a fost bugetul activităților autofinanțate, alături de bugetul local. Vă supun atenție dumneavoastră și aprobării în ședința de astăzi. Vă mulțumesc! Da, vreau să scriu la cuvânt. Vedeți, e greu să înțeleagă, sunt convins că nu are cum să înțeleagă fiecare consilier, că e vorba de cifre, nu poate asimila nimeni atâta și atâtea. Asta, dar în linie mare, eu cred că ați înțeles despre ce e vorba, că veniturile sunt într-o ușoară creștere, bănuiesc că și cheltuielile să fie într-o mai mare creștere decât veniturile, dar după când, cum știți, din iunie putem să mai facem virări de credite de la un capitol altul și acolo unde mai putem echilibra. Ca și investiții, cum am zis, le continuăm pe alea de anul trecut. Sperăm să nu ne împămulim și să mergem cu pași, chiar dacă sunt mici și sigur, către dezvoltarea comunii. Eu consider că domnul contabil a detaliat suficient, adică cât s-a putut de mult bugetul, ca să înțeleagă fiecare domn consilier. O să încercăm o cheltuire cât mai echilibrată pe atât pe întreținere cât și pe dezvoltare. În sensul că fiecare comunitate din fiecare localitate din comuna noastră să beneficieze de o anumită sumă de bani pentru anumite investiții. Deci o să căutăm pe fiecare, să echilibrăm cheltuielile pe fiecare localitate și totodată să fie cheltuiala și necesară și oportună. Adică dacă într-o localitate nu avem pe ce cheltui bani, nu-i mult să ia. Adică dacă nu ți se cere o anumită investiție în zona respectivă. Dar, în linii mari, fiecare cetățean trebuie să beneficieze de un anumit confort. O să urmărim acolo unde urmează lucrări să nu mai investim. De exemplu, avem câteva drumuri care se vor asfalta, o să le lăsăm nepetruite un an, doi, că noile tehnologii de asfaltare se face prin escavare și prin recompletarea asta și nu are rost să mai facem balăstări, cum e în Poiană și pe Valea Mercică și până avem vreo 2 km jumate, plus la Soci, care avem de vizul, avem alt punct de care o să vă spunem aprobarea dumneavoastră de legi general pentru asfaltarea drumului la Soci. Deci, într-un cuvânt, căutăm atât executivul comunic cât și Consiliul Local să fim cât mai cheltuiți în cheltuirea banului public, să facem investițiile cele mai urgente și necesare pentru comunitate. Da, ca și procentaj, avem 46% funcționare și 53% dezvoltare, dar sunt convins că la dezvoltare va mai crește cu cel puțin 7-10% prin banii care ori mai vine și suntem obligați să-i punem tot la dezvoltare, care mai vine de la Caminul Cultural și pe Porn, 10.000 de euro, deci mai fi 10 miliarde vechi, 1 milion plus de lei. Plus canalizarea, deci tot apreciem că la finele anului 2022 o să fim tot la 15.000 de lei, tot la 15 milioane de lei, 150 miliarde de lei, totalul buget. Mai amestec așa ca să fie mai pe înțelesul tuturor sumele excedente. Da, sunt comunități poate care au procent și mai mare la dezvoltare, că practic asta e baza, dar sunt și care au mai mici, sunt care au numai de funcționare. Noi trebuie să dăm, să luăm exemplu de la comunile care sunt mai puternice, care sunt în suburbia orașelor, unde au o dezvoltare mai rapidă și să încercăm să ținem pasul cu civilizația. Da, cam asta e, într-un cuvânt,
s-a făcut ceva progres și cred că se va face lucrurile bune în ani, se văd. Putem să adunăm din 2005-2007, de când a început a intrat Uniunea România și inclusiv Comuna noastră în Uniunea Europeană. Dezvoltarea comunei s-a făcut pe infrastructură rutieră, să zicem așa, cel mai mult pe fonduri europene. După cum știți, drumul de la fondul Văi, de la Soș, care a fost pe la Petreș, pe PNDL, pe fonduri guvernamentale, care mai urmează canalizarea, apă, păiență și toate astea. Deci, cam adunate proiectele de ce am luat 2007, că înainte 2007 nu erau sursele astea de finanțare, da, da, da. Pe fonduri europene. Pe fonduri europene, da. Și căutăm să fim cât mai atenți cu cheltuirea banului public și totuși atenți acolo unde se pot absorbi banii cu din alte surse. Da, cam asta e. Vă mulțumesc. Ar vrea să mai ia cineva cuvântul? Să punem la vot, punctul 2, fiind pentru. Punctul numărul 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de acțiuni și lucrări de interes local ce vor fi efectuate de către beneficiarii de ajutor social în anul 2022. Inițiator, primarul Comunei Plujești. Da, aici o să vă aduc eu la cunoștință. Conform prevederilor legale din legea 416 și a codului administrativ, vă fac cunoscut că sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege pentru inițierea și promovarea unui proiect de hotărâre privind aprobarea planului de acțiuni și lucrări de interes local care vor fi efectuate de către beneficiarii de ajutor social în anul 2022. Și planul conține următoarele lucrări. O să vă le spun așa în mare. Ecologizarea și întreținerea păraielor, Petrești, Fulgeriș, ecologizarea și întreținerea zonei adiacente a drumului județean 252, ecologizarea și întreținere străzi și drumuri locale, întreținerea rigolilor și a canalelor de colectare a apelor pluviale de pe străzile și drumurile locale, lucrări de întreținere și ecologizare a terenurilor de sport, lucrări de întreținere în zona exterioară a căminilor culturale de pe raza Comunii Pâncești, lucrări de întreținere în zona exterioară de pe raza instituțiilor Comunii Pâncești, toaletarea arbori de pe raza Comunei, lucrări de întreținere în zona bisericilor, a cimitirilor, întreținere în sezonul rece a drumurilor comunale de pe raza Comunei, întreținerea în sezonul rece a zonelor exterioare ale primăriei, școlilor, căminilor culturale de pe raza Comunei Pâncești, întreținerea troițelor și a monumentelor de pe raza Comunei și alte activități de interes și utilitate publică. Acesta este planul de lucrări pentru anul în curs. Sperăm pe cât posibil să putem să le ținem sub control atât cât ne stă în putință și ne străduim. Știm că este loc de mai bine pentru că întotdeauna este loc de mai bine și sunt lucruri care ne înconjoară și care poate nu întotdeauna arată așa cum ar trebui și noi știm lucrul ăsta. Ne străduim cu cine putem, cu beneficiarii de la 416, care nu sunt tocmai mulți, chiar au rămas destul de puțin de ei, să facem cât de cât să arate într-un fel comună. Dacă vreți să... Atunci și punem la vot punctul 3. Cine vede? Împărțitele. Punctul 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului anual de acțiune privind serviciile speciale pentru 2022. Inițiator primarul Comunei Pâncești. Doamne. Așa cum prevede legea 17/2000 privind asistența socială a persoanelor vârstnice, republicată cu modificările și completările ulterioare, precum și legea 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificările și completările ulterioare, hotărârea Guvernului 691/2015 pentru aprobarea procedurii de monitorizare
a modului de creștere și îngrijire a copilului cu părinți plecați la muncă în străinătate și a serviciilor de care aceștia pot beneficia, precum și pentru aprobarea metodologiei de lucru privind colaborarea dintre Direcțiile Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului și Serviciile Publice de Asistență Socială și a modelului standard al documentelor elaborate de către acestea. În fiecare an se stabilește planul anual de acțiune privind aceste servicii sociale din cadrul compartimentului de asistență socială. Planul anual de acțiune în domeniul serviciilor sociale elaborate de compartimentul de asistență socială Pâncești are în vedere fundamentarea principalelor acțiuni și activități într-un cadru instituțional coerent la nivelul comunei, care va fi în măsură, prin acțiuni și activități cuprinse, să satisfacă nevoile locale identificate din perspectiva nevoilor sociale, să asigure incluziunea socială a tuturor categoriilor de persoane vulnerabile, precum și să contribuie la creșterea calității vieții persoane. Au fost stabilite anumite obiective generale privind acest plan de acțiune, monitorizarea și creșterea calității serviciilor sociale oferite, precum și asigurarea continuității acestora pe plan local, promovarea transparenței și facilitatea accesului membrilor comunității la serviciile sociale, dezvoltarea și îmbunătățirea serviciilor sociale acordate persoanelor defavorizate. La nivelul comunei Pâncești au fost identificate următoarele categorii de beneficiari cu nevoi sociale care fac obiectul măsurilor propuse prin acest plan. Copii din familie aflați în situații de risc, de abandon școlar, cu handicap sever, copii ai căror părinți sunt plecați la muncă în străinătate, bănuiesc că aici sunt chiar cazuri destul de multe, beneficiari de alocații de stat, indemnizații creștere copil, stimulente de inserție, beneficiar alocație pentru susținerea familiei, beneficiar venit minim garantat, beneficiar ajutor de încălzire a locuinței, asistent personal, beneficiar indemnizații persoane cu handicap, beneficiar ajutor de urgență, stimulente educațional, persoane vârstnice și alte persoane în situații de risc social. Am stabilit și câteva planuri din cele care vi le-am prezentat. Dacă vreți, vi le pun la dispoziție, deja vi le-am explicat despre ce este vorba în ele. Doar că planul acesta trebuie să-l aprobăm și în fiecare an. Dacă aveți discuție. Avem și bunul la vot, punctul 4. Punctul 5. Proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local al Comunei Pâncești de Tubacău în Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității din cadrul școlii gimnaziale Pâncești, inițiator primarul comunei. Poți spune? Da. Având în vedere adresa școlii gimnaziale Pâncești, prin care ne se solicită numirea unui reprezentant al Consiliului Local în Comisia de evaluare a calității, al instituției mai sus menționate, trebuie să propuneți un delegat din partea Consiliului Local care să facă parte din această comisie de evaluare a calității învățământului la nivel local. În conformitate cu prevederile articolului 11, alineatul 4, litera E din ordonanța de urgență a Guvernului 75/2005 privind asigurarea calității educației, modificările și completările ulterioare. Trebuie să faceți propuneri pentru un... Doamna Gergheș sau doamna Irimia, pe la urmă, eu aș fi propus și pe domnul Arvinte, având în vedere că dumnealui a fost director și avem de propus și comisia. Da, întâi mai vârstă, dumneavoastră sunteți aproape aici, adică... Mai avem o a doua propunere, doamna Ionut. Doamna Ionut, da. Întâlnesc la vot, care îndeplinește numărul. Consiliul.
Chestiunea că nu e nici remunerată, să nu credeți că ia bani în plus, tot pe bani este să vă arată. Face parte de comisia de calitate, da, este solicitare. Da. Punctul 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat pentru modernizarea drumului cătesc în statul sus, comuna Suntem, de Cumadră. Iniciatorul primarul comun. Da, aici nu dau eu. Lăsați cam aici, am scos copii ca să nu mai e vorba de drumul de la Soci, care e format din două drumuri. Unul lung pleacă de la Ailene și merge până în capăt la Dăscălița, la poartă, la ultima casă, și unul de la Culiță Tătaru din intersex de acolo până la Miticul Broscoi. Noi, dumneavoastră, l-ați mai aprobat acest deviz, dar cumulate aceste două drumuri erau circa 2.800 de lei. 2.000.000 de lei. În analiza financiară care o fac cei de la care scot la licitație drumul, deci firma care ne contractează, ne face licitația, documentația pentru licitație, au constatat că anumite sortimente de mixtură de piatră spartă, concasată, că așa prevede structura drumului. Piatra concasarea pietrei de munte se face tot cu curent electric, transportul cu carburant și s-au scumpit și nu se mai încadrează în prețul. Și atunci au actualizat devizul general, crescând pe anumite sortimente. O să vă zic suma totală, o să mă duc încă 200 și ceva de mii peste deviz general. De ce avem obligația să actualizăm devizul general la, cu toate procesele la prețul pieții? Pentru că el, dacă e sub-evaluat, deci e cu valoare din anii anterior, nu se scrie nimeni la licitație și pierde vreme degeaba. Noi, după cum ați observat, în buget nu l-am modificat, în ideea că dacă o să fie prea mult, va trebui să scadă prin licitație, scriindu-l, dar de crescut nu are cum să crească. Dacă l-am scos cu o sumă sub-evaluată, nu o să mai se scrie nimeni și pierdem vreme. Atunci am actualizat la prețul de astăzi, care sunt astăzi, pentru că noi am întârziat un an. Am câștigat pe partea cel la canalizare, dar aveam și pierderea asta, că am crescut prețul, nu pot să mai fac. Atunci, dacă o să se liciteze pe suma care o votăm astăzi, cu 200 și ceva de mii în plus, 2 miliarde și ceva în plus, o să completăm prin gramente, după 15 iunie, când nu se termină, să completăm suma. Deci eu sper că o să scadă și să ne încadrăm cât am prevăzut în previziune. Avem ca rezervă bani de la Cămin Cultural? Avem bani de la Cămin Cultural, oricum avem cu ce face investiția. Problema e ca să fie procedurile să fie cele legale și firmele să fie atrase să se înscrie cât mai mult. Că dacă se înscrie mai multe, o să, dacă nu se scrie niciodată, o să scadă și prețul. Și tendința ca să poată să scrie mai multe, trebuie să fie și prețul atractiv. Că altfel nu se înscrie, își fac altul și nu se ducă la licitație. Dar o să mai scadă. Da. Ultimul încă s-au scumpit, motorina s-au scumpit și decât să mă duc să fac mă ocupat de plătire. Da, omul nu se mai scrie dacă nu își acoperă cheltuieli de costuri, un mic profit acolo. Da, s-au scumpit și bitumul cu un destul de procent destul de mare și am fost nevoie să actualizăm devizul general. Deci am două drumuri, 2.995 lei, 3 milioane de lei. Dacă vreți să vă mai spun pe fiecare, dar n-are rost că e același drum. Da, deci avem ceva de șanță, 5-6 poveți, rigole, toate astea, știi, nu s-a schimbat nimic din punct de vedere tehnic, numai financiar. Da, deci ca și tehnică, sau tehnologie, aceeași lucrare. Supunim la vot? Da. Ne sperăm pentru că se face Obținerii împotrivii, nu? Nu, 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 n
Deci, ce se întâmplă? Din 10 în 10 ani, când actualizăm cu subiectul, avem obligația să mai ajustăm anumite deficiențe. De exemplu, să zicem așa, un pucul din anii anteriori, de acum 10 ani urmă, era prevăzut 2-3 groape de gunoi. Că se mai permitea groapă de gunoi. Acum le-o scos. După aceea, avem obligația ca acolo unde s-a mai extins populația cu casă sau există solicitări de a se extinde, să extindem și noi din extravilan, să introducem intravilan. Foarte multe ori trebuie o analiză foarte serioasă cum extindem intravilanul, pentru că prețurile pe metru pătrat de extravilan la teren e una și la intravilan e alta. Și dacă introducem, de exemplu, niște terenuri care sunt răștinoase, să zicem, eu știu, pe o zonă unde nu se va face casă niciodată și l-am introdus în pub, omul va plăti pe suprafață și ei un preț de 10 ori mai mare ca la câmp. Și atunci îl suprataxăm pe om fără să, și el nu o să facă niciodată casă acolo. Deci noi trebuie să vedem exact. Și la nivel de comună am extins în diverse zone unde am constatat că avem solicitări să se construiască locuințe cu 28,5 hectare. Ieri am fost la Direcția Agricolă să ne dea avizul Direcției Agricolă pentru introducerea terenului din extravilan în intravilan și ne s-a cerut o hotărâre din Consiliu de inițierea noului PUZ, a noului PUC și PUZ, a noului PUC actual. Deci pe componentea care lucrăm de 2 ani și sperăm că anul ăsta s-o finalizăm. Am fost la 3-4 luni de întâlniri cu cei care lucrează cu intențian de la urbanism și am luat fiecare porțiune în parte. Și acolo unde am constatat că au fost greșite în anii anteriori și nu se va face casă, le-am scos. Am băgat altele ca să tot să fim un, să venim în sprijinul cetățeanilor, nici să nu plătească un plus pe un teren care nu se va construi niciodată și nici cei care vor să să construiască, să nu poată construi. Am extins pe fiecare sat atât cât s-a putut și cât am considerat noi că inclusiv la Dieneț, în Capăt, pe toate satele, pe Chileben, pe Fulgeriș, pe unii s-au putut, peste tot am extins în ideea că poate se va construi, dar, cum am spus, în limita... Și pe toate localitățile din comună, s-au acumulat 28 de hectare. Acum avem și de pe la Zniv toate avizele, de pe la toți cei care la OSPA cu studiul ca să putem să... Da, lucrare este destul de complex, avem cu siturile arheologice, cu... Deci dacă până acum numai le monitorizăm undeva, acum fiecare punct trebuie cu coordonate GPS și monitorizat și da spațiu și carte funciară pe fiecare în parte și... Sunt mult mai complexă. Dacă tot suntem la discuția asta cu drumul și cu asta, vreau să, și cu Pogu, vreau să vă spun că drumul de exploatație agricolă, care l-am făcut cu legătura pe Chileben, ne-au venit, nu știu dacă n-am avut și zis Consiliul de atunci, au venit neeligibilitate prin considerentul că nu a fost introdus în domeniul public. Prin regiunea Nord-Est au fost vreo 28 de proiecte. La nivel de țară au fost 114, acum au mai crescut cu câteva pentru următoarea sesiune care se va deschide. Și din 114 au trecut 28, din Moldova au trecut 203. Majoritatea nu le-au introdus în domeniul public. Acum noi lucrăm cu domnul de urbanism, doamna secretară, lucrăm să introducem aceste drumuri în domeniul public și la următoarea sesiune când se va deschide, sigur, pentru că dacă nu 99% căzute, banii au rămas. Acum o să deschid alte sesiuni peste 2-3 luni. Sigur, la campania aprilie. Și până atunci trebuie să neapărat să introducem aceste drumuri în domeniul public al comunii. Au fost câteva comuni, probabil ori au avut puțini, ori au fost mai norocoși și le-au avut introdus. Și acele au trecut. Deci, practic, noi punctaj am avut destul de bun. Ne încadram ca și punctaj, dar n-am avut elementul ăsta. Și ne-a dat neeligibilitate. La partea cu proiectul cu gaz, partea din dumneavoastră nu s-a mai urmărit pe, că sunt pe internet cu toate astea, au fost 254 din proiecte, dintre care au trecut eligibile
undeva la 120, de la, ca și punctaj, de la 72,5 puncte până la 50 de puncte. Sub 50 de puncte au fost respinsă. Noi ne-am aflat undeva în primii 25 din țară. Deci vă dați seama cât de aproape am fost. Dar sunt anumite chestii care ne-au depunctat cu jumătate de punct și au intrat până la 70,075, deci foarte, foarte aproape de noi. Mai aveam două proiecte în fața noastră care s-au băgat la plată acum. Eu am luat și am analizat fiecare proiect care au fost selectat pentru prima rundă, deci total erau 270 de milioane de lei și din 250-270 de milioane cam pe aici. Din total, sumă s-a finanțat acum 170 de milioane. Deci eu mai rămas, s-a finanțat cam 60%, mai rămas cam 40-50% de aici încolo. Din discuțiile care s-au purtat cu cei la nivel de județ și la rândul lor la Minister, cu Ministrul Dezvoltării, și să spun că se vor mai vira sume către POIM, să intre cât mai multe localități. Intră foarte puțini, deci vă dați seama, pe Moldova nu se îngurde la Suceava și așa l-au fost pe Moldoviza. Prin toate am constatat că au intrat mai multe orașele, ca să luăm așa într-o ordine, care au avut punctaj mare, comune cu populații, că spune că se deservească utilizatorul final, adică cât mai multe populații. Noi am avut 12.000 de suflete. Toate comunele. Toate comunele, da. Da. Și au intrat până la cel mai puțin 15-16.000 și după aia asta ar fi fost ca una din criterii, dar mai era stațiuni turistice în lucru, cum, eu știu, stațiuni balneoclimaterice care nu aveau gaz metan. Deci au prioritatea ăștia care dezvoltă locuri de muncă, care dezvoltă. Mi s-o pot normal, eu știu, față de comun din astea care au, să zicem, o medie de 7.000 de locuitori, deci cumulau, toți au fost ADI-uri, toate au intrat numai ADI-uri, cei care cumulau 20.000, 25.000, față de 12.000 a noastră, și mai aveau și stațiuni turistice și alte. Noi încercăm să-l mai, chiar dacă îl avem și pe POIM, acum, fără niciun ban, să-l mai depunem și pe alte surse de finanțare, pe PNRR, unde și acolo spun că fac extinderi de gaz. Dar la fel, suma e destul de mică, dar nu ne costă nimic ca să-l avem pe mai multe surse de finanțare. Nu. Păi noi pe tot județul Bacău, ca să facem așa o zonă, pe tot județul Bacău suntem două ADI-uri, care, bun, patru proiecte au fost pe Bacău. Dar care suntem egal la punctaj. Nu. Noi avem 70 de puncte și Tamașul, Giosan și Buhoci au tot 70 de puncte. Mai sunt două comuni, nu le rețin numele, care au 53-52 de puncte, care sunt la limit. Da. Noi de la noi, de la 70 de puncte, mai sunt 100 de proiecte până la 50. Deci vă dați seama că suntem în primii. Dar eu totuși am încredere că se va finanța acest proiect, chiar dacă va mai dura poate un an, chiar doi, să zicem, dar se va finanța sigur. Pentru că se urmărește reducerea încălzirii globale prin reducerea emisiilor de carbon, CO2, și atunci se va finanța. Dar nu trebuie să ne pară rău că s-a muncit la acest proiect și că am reușit să cumulăm în ADI comuna noastră și să, că altfel nu aveam chiar nicio șansă. Pe undeva ne-au depunctat cu 0,50 de puncte, spunea că nu au cerut clarificări, că, mă rog, nu știu, nu proiectanții știu mai bine de ce. Da. Bine, mai punem baza și pe gază de Sumarea Neagră. Am avut discuții cu hidrogenul, ca și fac divers așa, ca să înțelegem că, doamne, că cei cu hidrogen au prioritate. Nu e adevărat că instalațiile de hidrogen se fac pe aceeași structură de transport și se injectează în conductă, deci nu. Chestiunea că trebuie să, dacă vreți, eu am pe telefon, pot să vă transmit la fiecare să vă convingeți pe ce loc suntem. Chiar dacă pe locul, pe punctaj la 70 de puncte sunt poate 20-30 de proiecte, ele sunt luate aleatoriu, adică când intră
la 70 ori între toate ori niciunul, deci când va intra cu 70 ori de intrăm cu toate, ar mai... ar fi șanse, eu zic, că oricum trebuie să mai finanțeze. Sunt foarte puține, 15 proiecte la nivel de țară, sunt foarte, foarte puține. Trebuie să, să găsească surse de extindere. Da, e adevărat că te discum gazul, dar el se poate extinde dacă ai, că e economia de piață. Lucrează între cere și ofertă, că e, acum e, fiindcă n-am avut depozit, dar știm cu toți la televizor, s-o scumpie și așa, dar poate se va ieftini în, sau va crește venitul, ceva se va întâmpla. Nu e rău să ai infrastructura, că dacă, și acasă, dacă avem instalație electrică, nu ne obligă nimeni să ținem becul apă, să stai ceva la plină când trebuie să, dacă nu ai, mai ce aprinde, așa și cu gazul. Deci noi la, nu renunțăm să căutăm finanțări, să ținem activ proiectul, trebuie să luăm ca și, că nu-i respins, deci dacă era respins, era clară treaba că nu mai aveam nicio șansă și aveam punctaj bun. În așteptare. În așteptare, da. Dar v-am spus, poate dura chiar și o n-am băie să așteptăm, doamne, să ne creează. Acum o selectat foarte puțin, nu înțeleg de ce nu a fost doamne acolo, deși ar fi trebuit să mai fi, o să se discute la nivel central. Da, cam asta, adică din imare, zic că v-am informat despre ce e vorba cu proiectul și sperăm pe anul ăsta, dacă ducem la bun sfârșit, adică și anul anterior, ați văzut că am avut finalizări la multe obiective, chiar putem trece la finalizat Camerul Cultural, deși nu e recepționat, m-am aplicat de dotări, terenul de sport cu împrejmuirea, zidul de sprijin, ce am mai avut, parcările astea pe aici care s-au făcut, canalizarea s-a lucrat foarte bine și continuăm. Continuăm la fel și anul ăsta în același ritm și vreau și să fie aceeași ritm de dezvoltare. Da, o să deschidem cât de repede în 2-3 luni de lucrări la soci la drumul pe buget local, că când se termină achiziția, să vedem firma care o va câștiga lucrarea. Începe imediat la canalizare, extinderile și stațiile care mai au de făcut la DNS, mai sunt două stații, una la Roscoi, acolo cum zice noi, la Nuța, deci la Vale, și una la Sândel Polac în fața acolo. Dar deja sunt niște materiale aduse, mai sunt niște discuții pe acolo, o să înceapă imediat execuția acolo. Rețeaua electrică, vedem cu proiectul cu... La rețeaua electrică la iluminat public, ceva spre periferii la Repetă? E, acolo avem și canalizare și e adevărat că trebuie și iluminat public. Trebuie și nouă. Să vedem, da, sperăm să găsim, nu e atât de... De acum trebuie să stăm puși rețea nouă. Participăm și noi, da. Nu trebuie să participăm. Problema e că ne trebuie extinderea autorizată, adică proiect și avem mai multe puncte. Avem și puzurile la Dinez, la Petreș, la Fundul Văi. Avem la Motoco extindere, că s-au adunat satele cu casele și nouă. Da, și pe deal până la ultima casă, până la Chifane Costel, în capăt, sau așa, trebuie extinsă rețeaua electrică. Acum am contactat 2-3 proiectanți de proiecte pentru rețele electrice și m-am informat că au extins Horgeștiu, pe undeva pe Sohodor, să vedem că cine le-a făcut proiectul, să vedem dacă poate să ne facă și nouă și să găsim, să facem un parteneriat, că dacă vă amintiți, noi am schimbat transformatoarele alea de la apă și ne-au rămas două transformatoare care trebuie să le aducem de la reparat. Ne le-au reparat, calibrat și cu un bon de măsură ce trebuie și alea două transformatoare de 63 de kV, să punem unul la DNS pentru plus de la DNS și unul la Fundul Văi, că ne obligă să aveam. Adică proiectul să ne-l facă cu tot ce ține, cu transformatoarele noastre, într-un cuvânt, că le avem achiziționat, îi dăm documente să le prindem. Dar, fiindcă n-am avut buget până astăzi, nu am avut voie să contractăm niciun fel de lucrări, nici de proiectare, nici de consultant. Deci, într-un cuvânt, nu avem voie să facem contracte. Ceea ce s-a putut face în perioada asta fără buget, plătită iluminată, factura pe la lumină,
de funcționare, efectiv salariile. Și asta, cum a zis domnul contabil, 1 pe 12 din bugetul de anul trecut, dar nu mai puteam plăti lucrările care sunt contractate și în derulare, dar nu contracte noi, nu avem voie să contractăm nimic în perioada și n-am contractat. Da. Dacă sunt întrebări, stau la dispoziție. Puneți la punct. Fugul. Da. Punem la vot pentru Fugul. Cine pentru? Inițierea numului Fug. Mai vreți ceva să mai scrie la cuvânt? Dacă aveți ceva pe, la diversă pentru anul în curs, că, ca și, știu... Domnul primar, eu aș avea... Rog. Cu luminatul ăsta public, nu se poate face un automat ceva, să pornească de la ora de până la ora de curentul? Da, sigur. De exemplu, dacă apare este norat un pic, să aprind becul de toate, vă dați seama că e un consum enorm. Da, am vorbit să pot pune ceasuri... Exact, ceasuri, da. Consiliul Local trebuie să stabilească orele când să funcționeze. Și chiar dacă tot ar trebui să discuția... Acum să zicem 19... Nu să stabilesc și puneți la... Ora 6 sau 5. Orele care vreți să mărește. Pentru consilii din cetățeni. Eu să știți că la orice investiție, în afară de Consiliul Local, am și obligația de a consulta cetățenii. Și am avut discuții cu... Da. Alții spun că să-l lași la miezul nopții, că atunci umblu hoții. Alții că să-l lași să faci navet. Dar decizia e aparținut Consiliul Local. Deci vreau să stabiliți programul și atunci noi suntem. Consiliul Local o stabilit de seara, nu neapărat o oră. Să spuneți... Da, bine, orele se vară, vara... Nu, dar nu spuneți ora de la orice. Să spuneți 3 ore seara și 3 dimineața. Și atunci o să le aprindem când întunecă. Vara aprindem la 9, dacă întunecă la 9. La 10, la 10, de exemplu. La 10, la 5. Exact. Vă dați seama că... Să stabilim câte ori, seara, câte ori dimineață vreți să funcționeze. Dacă ca și ori. Nu, 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 nu mă refer la asta. Deci seara se meargă continuu, dar de la o anumită oră. De exemplu, când sunt duc la... Dar ele cu celulele foto... Deci acolo, ce avem acolo? Acum, da, tehnologia da. Actuală cu celulele foto electrici care da, când întunecă s-a prinde exact. Automat. Da, dacă înnorează, vine o ploaie, el s-a prinde. Azi cazuri rare, că trebuie luminositatea să scadă în intensitate până la un anumit nivel. Se întâmplă o dată, două, dar de multe ori chiar mă sunau oameni, doar aveți becurile aprinse cu deficiune, să lucra că se înlocuia alte becuri pe traseu și atunci da. Țineau într-un somn aprins. Nu știu dacă facem o economie așa să le schimbăm cu ceasul. Nu lasă stabilit. Dacă, numai că ne mai trebuie investiții ca să fim înțelegi. Doamna Vizipran, am o discuție. Da. Cât? Vă investiți vă 10.000 de lei, 100 de milioane pe ceasurile astea și ele le reglează, dar cum am dacă spus... Dacă se ia curentul, se pierde și memoria aia. Da, trebuie să-i chemiați. Să-l programezi iar. Da. Resetare. Resetare, da. Eu m-aș vedea părerea mea. Acum e bună și ideea asta cu ceasurile, dar v-am spus, ne dă de treabă, că am mai vorbit cu colegi care au pe la altul comun și toți doar trebuie să cheme, că nu avem voie să umblem noi, mentananța, să-i programez. Aș vedea de pe în aprilie, dacă nu o să fie bani, dacă sunt bani, să funcționez tot anul cu pe timp din apă. Dacă nu o să fie bani, vara să mă întrerupem când e lună și ăsta, noaptea mică, lumină dimineață la 4:30, și întunecă la 10. Să facă treaba omul orele alea, că are 17 ore de treabă. Pentru apă facem economii și o stângem. Lăsăm numai 3 zile de weekend, dar prinsii și restul săptămâna, vara, dacă e cazul. Da, vedem, o să luăm o decizie, dar deocamdată încă 2 luni de zile eu nu să mă lăsăm așa cum este. Adică să nu ne, da, nu vin facturile mărite, nu ne impacientăm. Da, apă e delicat. Deci noi la apă, domnul consilier, la apă nu trebuie să renunțăm sub nicio formă. Cu riscul că mai creștem conleu 2. Dacă o să crească tare curent, o să mai creștem și apa conleu. În loc de 5, o facem 6, 7 maxim. Dar o luăm progresiv, nu o să, nici nu o să creștem cu 2 deodată, nici nu o să... Da. Vreau să întreb, izlazul. La cine va întreține? La primărie sau la asociație? La asociație. Tocmai am la cooperativă. La cooperativă. Așa. Dar dacă ați observat, izlazul ăsta mai pe lung, cum rătește în zi de zi, păi chiar are leacă și s-o sărbătește. E plin de... Cornuț. Cornuț. De schimb. Păi am vorbit cu domnul Mătăsaru, care se ocupă de treaba asta și chiar zilele următoare, săptămâna viitoare, bagă... Și să mai anunță și oamenii să... care au vași, să vină să la bune, să-i dea foc într-o mare... Nu, o să... Facă tot cu utilajele noastre, vedem cu greblă, cu asta și să adune, să dea foc. Săptămâna viitoare asta se rezolvă.
Am o să dea și ceva îngrășăminte, mai puțin decât am trecut, că... Înțeles că anul ăsta cu îngrășămintea deja e problemă. Spunea că nu, nu știu, o să vedem. Ei, dar ce-l trebuie? Domnule, pe 50 sacul. E la sacul de 50 de kg la intrare în Bacău pe dreapta, e 50.000 tone. 5.000 tone, 50.000 tone. Ureia. Da, ureia. Dar nu are, că nu am fost să fie. 200 de lei. Și cu 50 de lei. Nu are nici o să fie. Nu are prețul vie. Dar dragi, el nu te poate după aia TVA, un joc la TVA, de aia spune 50. Dar eu am făcut contract, mi-au spus că am văzut. 58 de lei. Eu cu 5.400. Da, alte probleme. Da. Propuneri. Da, vă dea cineva să vă exprimi? Nu. Încercăm pentru... Da, vă mulțumim pentru... Da, vă mulțumim pentru înțelegere. Da. Să... Da, vă mulțumesc pentru propuneri și un președinte la vă hezitare. Mulțumim pentru... Foarte blanță, președinte.